După 2 ani în care viețile tuturor au fost puse în pericol, iată că pandemia este pe sfârșit. În prezent, conflictul militar din Ucraina este evenimentul declanșator al fricii și al nesiguranței. Astfel putem spune că războiul i-a luat locul coronavirusului în viețile noastre. De la izbucnirea pandemiei, ne-am pus întrebarea când aceasta se va sfârși. Astăzi vedem cum restricțiile dispar și odată cu ele și COVID-ul, însă niciunul dintre noi nu ne-am fi imaginat că această boală ar putea fi umbrită de un conflict militar de amploare. Ar fi mai rău partea războiului, să mai dureze, sperăm să se termine și una și alta, să trăim liniștiți cum am trăit înainte. Ceea ce se resimte la nivelul fiecărui individ este criza economică fără precedent în istoria recentă. Se ridică o nouă cortină de fier care, la fel ca SARS-CoV-2, dezvoltă tulpină după tulpină, suferă mutații culturale, economice, sociale, morale, tehnologice, mutații de percepții, cum nimeni nu credea că sunt posibile la începutul unui nou mileniu. Da, acum de la pandemie ajungem la război, trecem dintr-una între alta, dar sperăm să se încheie, să ajungă la pace. Mă bucur sincer că s-a terminat pandemia, pentru că s-au terminat și restricțiile și suntem mult mai liberi. Cum a fost această perioadă pentru tine? O perioadă foarte nașpa, adică nu știu, nu cred că se poate. Perioada asta și perioada războiului sunt cele mai aiure. Am o părere foarte bună, adică mi se pare o trebuia să acopere cu ceva pandemia, nu? Cu războiul ăsta. Putin a făcut în 48 de ore să dispară o pandemie care a durat și toată lumea se speria de ea. Pandemia parcă s-a înfrățit cu războiul pentru a distruge ceea ce părea cea mai bună lume posibilă, lume și civilizație clădită în jurul structurilor euroatlantice, respectiv NATO și UE.